Bună ziua, dragi prieteni! Ce avem noi aici? Da, avem niște cristale superbe, extraordinar de frumoase, care le-am achiziționat de la Figo Decor. Au costat numai 8 lei toată cantitatea care o vedeți aici. De asemenea, am achiziționat acest frumos suport de lumânare. Uitați-vă ce linii perfecte are, ce claritate. Aș jura că este de cristal. Este de sticlă, costă numai 20 de lei, dar noi astăzi o să-l facem să arate de 130 de lei. Cu ajutorul acestor cristale, acestor șiraguri cu cristale, o să-l decorăm foarte puțin cu această plasă aurie. De ce? Pentru că am un pahar auriu, care și acesta este un suport de lumânare, auriu antichizat. N-am să folosesc o lumânare, cum știți, eu prefer lumânările cu baterie, din motive de siguranță, deși nu am copii și n-are cine să le dărâme, tocmai pentru a-i învăța pe prietenii noștri să fie responsabili. De obicei, când folosim lumânări cu flacără deschisă, trebuie să avem mare grijă să nu fie copii în jur, să nu fie animale de companie și atunci prefer acest sistem de lumânare cu baterii și ragurile de cristale cu ciucuri pe care o să le desfac la diverse dimensiuni și o să le atașez. Am aici o oglinjoară, dar am și un CD, probabil că voi folosi CD-ul. Și, bineînțeles, accesoriu nelipsit, siliconul, pisolul de lipit și în câteva minute toate aceste accesorii ieftine se vor transforma într-un superb suport de lumânare. Cum bine știți, aceste șiraguri de cristale care se folosesc de obicei la decorarea lustrelor acelor somptuoase, le puteți achiziționa în șiraguri de câte un metru care vin cu ciucurile de cristal atașat, dar dacă nu vă place forma, puteți să achiziționați cristale separate. Astfel de cristale, 42 de bucăți costă 27 de lei. Șiragurile de cristal, 1 metru, de fapt 2 metri, costă 10 lei cu cristalele atașate. Și acum să începem să ne facem decorațiunea noastră care va arăta de milioane. Avem acest superb suport de sticlă masivă, care v-am spus că l-am achiziționat de la Figo Decor și o să-l încep să-l decorez întâi baza cu cristale, cu acest tip de cristale. Au o formă neregulată, dar este foarte interesantă pentru că lumina cade așa de frumos pe ele. Foarte frumos. O să încep să le așez de la bază de jur împrejur, să nu iasă foarte mult în afară, cât să acopere marginea suportului. Pentru că are o formă neregulată, poate fi lipit și pe verticală, și pe orizontală. Și pentru că au o formă neregulată, lumina cade foarte, foarte frumos pe ele și creează un joc de lumină atât de frumos și de interesant, mai ales în lumina lumânărilor. Deci, prima dată voi decora piciorul, așa cum vedeți, de jur împrejur, dar nu numai de jur împrejur, și partea din interior care merge chiar până la picior. Am decorat de jur împrejur talpa suportului nostru, acum și pe partea interioară,
chiar până la bază, am să fac același lucru. Arată foarte frumos, poate că de la înălțimea care se face filmarea nu se vede, dar lumina cade superb pe aceste cristale și chiar dacă sunt sintetice, arată fabulos. Voi umple tot acest picior și revin. Cum vedeți, merge foarte repede. Se lipesc ușor. Am umplut talpa suportului nostru de lumânare cu aceste cristale, arată super, parcă sunt cristale de gheață și continui să mă minunez de forma aceasta perfectă, solidă, extraordinar de frumos lucrată la prețul ăsta, nici nu-mi vine să cred. Bun, să trecem la partea a doua, pentru că am spus că vom folosi un pahar auriu care va fi partea superioară, suportul de lumânări propriu-zis, atunci o să vin cu două accente aurii și acesta ar fi unul aici la baza piciorului și a doua aici undeva la mijloc. Nu doresc să decorez foarte mult piciorul acestui suport de lumânare pentru că îmi place foarte mult cum arată calitatea sticlei. Credeți-mă, o egalează pe aceea unui cristal foarte bun. Cum am spus, am văzut suporturi de lumânare din cristal care nu arătau nici pe departe atât de frumos și de bine ca acesta. Acesta a costat numai 20 de lei și este din sticlă, dar acela era 130 de lei. E adevărat, cristal, dar modelul nu-mi spunea absolut nimic. Și pentru că suntem talentați, pentru că avem inspirație și pentru că dorim să avem lucruri frumoase, putem să le creăm și noi la sume modice. La banii din ziua de astăzi, orice economie este binevenită, dar asta nu înseamnă că noi o să renunțăm cu desăvârșire să ne decorăm casa, nu, din contră, vom face lucruri deosebite, foarte, foarte, foarte ieftine, dar extraordinar de aspectuoase. Aici n-am măsurat mai bine, este material în plus, nicio problemă, se taie cu foarfeca, asta este avantajul decorațiunilor din materiale sintetice, putem să le tăiem la dimensiunea care dorim, greșim, reluăm. Așa, am două puncte aurii, restul, al treilea va fi suportul de deasupra. Partea de suport pentru paharul nostru nu se poate face așa simplu, nici n-ar arăta bine, nici nu ar arăta bine, așa că va trebui să fixez un suport deasupra, care poate fi o oglinjoară sau poate fi un CD. Cred că voi merge pe varianta asta, că este mult mai ușor. Am să fixez bine adezivul de jur împrejur și am să centrez CD-ul să fie foarte bine așezat la mijloc. Pentru că dacă nu-l voi așeza la mijloc, când vor veni ornamentațiile de cristal, nu vor mai crea acea simetrie frumoasă și elegantă. Bun. Același lucru îl fac acum cu paharul și pe acesta îl lipesc cu acest adeziv cald. Dacă doriți, există și adezivi extraordinar de puternici pentru sticlă, plastic și metal.
Dar știți că v-am spus de atâtea ori că prefer această variantă pentru că este rapidă, mai ales când faci filmări. Bun. Sigur că da. Și deja în suportul nostru de lumânare, chiar și așa, arată extraordinar. Este suplu, înalt, da, este destul de înalt. Iar acum, așa cum v-am spus, din șiragurile acelea de cristale am pregătit 6 bucăți, din care 3 cu șiraguri scurte, deci 3 cu șiraguri scurte și 3 bucăți cu șiraguri lungi. Eu am folosit 6 la cele lungi și am folosit 4 la cele scurte. Unul se va lipi, unul va fi lipit aici, așa că practic să văd 3 în varianta asta, iar în varianta cu 6 se vor vedea numai 5 și va alterna ca o perdea, unul mai sus, unul mai jos, pe CD-ul acesta. Acum vom monta cristalele. Aceste cristale au fațete, așa că punem adeziv pe o fațetă și nu îl lipim în interior, ci cam o jumătate de centimetru în exterior. Așa. Credeți-mă, nu se va paște nimeni că acolo este un suport, un CD. Am spus, dacă vreți, puteți folosi oglinjoară. Vedeți? Marginea este acoperită. Pentru aceasta, pe un CD încap exact 12 bucăți. Începeți și puneți în cruce, dreapta, stânga, sus și jos, și atunci veți avea spațiile perfect delimitate. 4 prima dată și cu câte două intercalate fac exact 12 bucăți. Le lipesc de jur împrejurul CD-ului și revin. Bun, să ne apucăm să le lipim, cum am spus. Sunt fațetate, arată superb. Îl lipesc cu o jumătate de centimetru în afară. Voi fixa cristalele unul lângă celălalt. Între ele rămâne un spațiu în care noi vom introduce șiragurile de care vorbeam. Vedeți cât de ușor, cât de frumos și cât de plăcută este o astfel de activitate, un astfel de hobby, ca să vă decorați casa cu bani puțini, dar să creați niște lucruri fabuloase, cu adevărat fabuloase. Deși sunt ieftine, noi le vom face să arate de milioane. Da, din ce în ce mai frumos arată. Lipim ultimele două cristale. Vom lăsa 2 minute să se întărească totul. Și vom începe să atașăm cristalele cele mici. Bun. S-a răcit. Da, arată din ce în ce mai bine. Acum, așa cum am spus, aveți 12 cristale mari așezate pe acest CD și exact din două, în două cristale, vom atașa aceste șiraguri cu ciucuri, le vom lipi și le vom introduce între ele. Alternativ, un șirag scurt
un șirag lung. Voi lipi între ele și să vedeți ce superb arată. Bun, am aici 3, atunci la al doilea cristal vin cu cel de 6 piese, îl introduc între cele două cristale, se lipește foarte frumos și arată superb și așa merg roată, alternez, acum vin cu șiragul de 3. Da, acesta este. Eu îi spun de 3 pentru că 3 se vede la final, dar este de 4 de fapt, pentru că al patrulea se ascunde aici, între cristale, cum v-am spus. Acum nu-mi rămâne altceva de făcut decât să introduc lumânarea și o punem la locul ei să vedeți ce frumos arată. Și iată-ne, suntem gata. Am făcut un duo. Așa arată suportul nostru de lumânări de 20 de lei, care, ce să vezi acum, arată de 120 de lei. Când eu v-am spus că suntem talentați, inspirați și putem să facem din nimic bici să și pocnească, da, avem un talent ieșit din comun. Dragii mei, sper că v-a plăcut suportul nostru de lumânări pe care l-am realizat astăzi, așa că vă aștept în curând la noi decorațiuni fabuloase. Pentru că, ce să vezi, am creat decorațiune după decorațiune, una mai frumoasă decât alta, împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Sănătate multă vă doresc și numai bine!